Bucurie mare, mare bucurie pe sufletele noastre de asta, în prezența Domnului și a cuvântului său și chiar de une zi m-a întrebat cineva dacă eu cred în inerența Bibliei, adică Scriptura nu are niciun fel de greșeală și am spus cred acest lucru din toată inima mea atunci când ea este predată și prezentată de Duhul Sfânt. Nu de vreun om, atunci, adică în momentul acesta, avem deci chemarea de a ne ruga împreună pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Numai sub călăuzirea Duhului Sfânt, Scripturile sunt fără greș, într-adevăr. Tată, fi binecuvântat pentru făgăduința Duhului Sfânt care ne va călăuzi în tot adevărul. Îți mulțumim din adâncul sufletului pentru cuvântul tău sfânt, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru întruparea cuvântului. Fă ca întâlnirea noastră cu tine astăzi, aici, în cuvânt, să lase o binecuvântare veșnică în sufletele noastre, prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Iubiții mei, tema de astăzi poartă titlu Oful Fericitului Dumnezeu. Când am citit în Scripturi, în 1 Timotei 1 cu 11, Evanghelia fericitului Dumnezeu, m-am tulburat în sufletul meu la un gând. Și pentru mine e bine, sună bine, dar zic cum sună pentru cineva care chiar acum e mare suferință, fericitul Dumnezeu. Și chiar am primit de la cineva care, pe care îl iubesc printre cei din tâi. Am primit uh, ieri la -al alterie un articol din uh, Adventist Today, în care cineva titlul articolului spune acum chiar sunt înfuriat pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a întâmplat în Turcia, în Siria. Zeci de mii de morți, copii, nenorociți nemai auzite și i-am scris înapoi, imediat primul cuvânt care am scris înapoi, zic și Dumnezeu este înfuriat la maxim, la maxim, sângerează, nu s-a mai pomenit așa durere. Și la fel cu privire la război și la fel cu privire la molime și la fel cu privire la moarte în general. Și aș vrea să Vă mă mărturisesc că, într-adevăr, când m-am lovit de lucrul acesta, s-a făcut lumină în Sufletul meu. Într-adevăr, Dumnezeu este fericit cu privire la Sine, la, felul, la Sufletul Lui curat, binecuvântat, iubitor, dar este suferind cu privire la noi. Deci, Dumnezeu nu este fericit indiferent și independent de noi. Aceasta vom învăța astăzi. Ați observat că s-a pus mare accent în ultimul timp pe inteligența emoțională. Sunt atâtea publicații și eu am cărți aici, chiar în spate, și este o explorare foarte sănătoasă, deosebit de sănătoasă. Ca toate cele făcute aici în lumea păcatului, sigur că va aluneca într-un șans în dreapta, în stânga, în extreme de un fel de altul, dar. Duhul Sfânt nu ne călăuzește numai în înțelegerea adevărului scripturilor, ci în înțelegerea adevărului, adevărul cu privire la lucruri, adevărul cu privire la creațiune, adevărul cu privire la natura omului, adevărul. El vă va călăuzi în tot adevărul, în tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de iubit, de primit. Călăuzirea Duhului Sfânt este, nu, nu poate fi prețuită de ajuns. În viața și ființa noastră. Astăzi, însă, noi nu vom învăța cursuri de inteligență emoțională, le avem în tot felul de prezentări. Astăzi vom învăța ceva legat de viața spirituală, și anume perseverența emoțională. O să învățăm lucrul acesta. M-am gândit și m-am rugat la Dumnezeu să-mi ajute să găsesc un cuvânt, bineînțeles, în direcția aceasta. Am rămas aici. Sigur, cei care sunteți familiari cu. Complexul Tulip al lui Calvin. Veți recunoaște cuvântul acesta perseverență ca fiind cea din urmă literă din Tulip. Știți ce este acolo? T stă pentru Total Depravity, depravare totală, uh, și după aceea U pentru uh, ele, ele, alegere necondiționată, după aceea uh, L pentru Limited Atonement, pentru ispășire limitată doar la cei aleși, după aceea I pentru Irresistible Grace, hard, hard, um, irresistibil și încheie cu această literă P, uh, P din Tulip. La lea, ne aducem aminte ușor, perseverența sfinților. Astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, vom învăța că, de fapt, înainte de a vorbi de perseverența în faptele bune, perseverența într-un caracter creștin, perseverența în diverse, noi trebuie să vorbim despre perseverența în izvorul acestor lucruri, care este inima noastră. Biblia spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, mai mult decât faptele, decât gândurile, decât orice altceva, mai mult decât orice, pentru că de acolo, de acolo ies izvoarele vieții, aceasta a confirmat Iisus s spus, din inimă ies lucrurile acestea, și uh, astăzi, vorbind despre inimă, uh, avem genericul acesta, perseverență uh, emoțională legată de inima noastră. Uh, iubiții mei, mergem împreună în câteva două episoade, de fapt, uh, din Sfânta Scriptură, uh, care erau reprezentate în vechime printr-o jertfă numită pârgă. Pârgă însemna să iei primele roade, să iei primii oameni, primii copii sau ce era acolo, fiul cel mare dintr-o familie și așa mai departe, să închin lui Dumnezeu pârga. Și sau cum am numit noi astăzi o fel de pregustare și de, de, de a deveni părtaș cu ceea ce va fi deplin. plin. De acum este numai un sample, nu mai gustăm puțin, este o, o mică probă. Și vom vedea acest lucru în două exemple uh, extrem de importante. Unul fiind schimbarea la fața Domnului nostru Isus Hristos, pe care El a numit-o venirea împărăției cu putere. Uh, cei trei apostoli, Petru Iacov și Ioan, invitați de Mântuitorul nostru, selectați de El dintre toți ceilalți și invitați să meargă cu El pe muntele schimbării la față, au fost martori. La transformarea ființei Domnului nostru în asemănarea aceea a slavei și puterii cu care El va veni. Și au trăit acest cutremurător moment care a fost un fel de pregustare, un fel de pârgă a ceea ce urmează să vină. Și al doilea lucru, intrarea în Ierusalim care a fost un fel de scenetă a celei de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos ca mântuitor și salvator al lumii noastre, ca judecător, ca împărat, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. O pregustare. Omului Dumnezeu nu are nevoie să aibă uh, un sac acolo plin. Deci nu fiți ca un cal sau ca un catâr. Dacă nu vezi, este la plin înseamnă că n-ai ce mânca. Nu. C în momentul când Ilie a văzut un nor mic cât palma lui, nu i-a trebuit să vadă furtuna venind. Un mic nor cât palma a fost de ajuns pentru el. Și tu și cu mine, când uh, suntem făcuți părtași, Valorilor veșnice ale lui Dumnezeu, poate într-o clipă doar, poate într-o clipită, poate într-o o descoperire făcută înainte a minții, sufletului nostru, când când trăim această pregustare, este clar că avem o, o imagine a întregului, a, a totul a eternității necuprinsă de mintea noastră, dar nou ne a dat un mic sample. Am văzut despre ce este vorba. Aceasta înseamnă, aceasta era jertfa aceea anumită pârgă sau pregustare. Domnul nostru Isus Hristos este numit în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 20, pârga celor adormiți. Adică ni s-a dat un exemplu și Pavel insistă: Odată ce avem acest exemplu, atunci nu mai de aici încolo, învierea morților este ceva absolut real. Odată ce Isus este pârga celor adormiți, e cu neputință ca Dumnezeu să dea un astfel de exemplu din întâmplare sau doar atât. Nu, este, dacă am văzut lucrul acesta, învierea lui, atunci învierea morților este sigură. Și mai mult decât atât, nu numai el este pârga celor adormiți, ci și noi suntem chemați să fim o pârgă a făpturilor lui Dumnezeu, pregustare pentru societate, pentru lumea în care suntem. Iacov 1, 18. Noi suntem chemați să fim un fel de pârgă a făpturilor lui pentru această lume lumea trebuie să vadă în biserică, uite așa, așa va fi lumea, așa poate fi lumea. Cum trăiesc acești oameni în biserica lor, în frumusețea aceasta a iubirii creștine, a frăției, a frățietății, frățietatea tuturor oamenilor sub paternitatea lui Dumnezeu. Și este idealul care este reprezentat prin biserică. În lumea noastră o pârgă, spune Biblia, a făpturilor lui. Iubiții mei, în Deuteronom, capitolul 5, avem un moment în care ne întâlnim cu oful fericitului Dumnezeu. Am crezut că Dumnezeu nu zice of. Ba da, el nu zice of în dreptul lui, cum zicem noi în dreptul nostru când am făcut o prostie sau o greșeală sau un rău, of ce am făcut. Nu, el zice of în dreptul nostru, așa cum tu ca părinte zici în dreptul copilului tău când îl vezi că ia niște hotărâri care îl, vor, îl distrug pe el, destructive când ajunge să lupte împotriva lui, crezând că este în favoarea lui. Deci mintea devine atât de confuză, de nenorocită, dar când tu stai în afară și vezi, tu oftezi -te, și te, te, gândești în momentul în care îl vezi, că se desprinde de Dumnezeu, te gândești la uh, cuvintele lui Kafka, sunt liber și de aceea sunt pierdut, pentru că sunt liber, m-am dezlegat de Dumnezeu, m-am dezlegat de stânca veacurilor, sunt liber. Liber, înseamnă, liber de Dumnezeu înseamnă pierdut, spune Franz Kafka. E un concept care m-ar bucura să-l mai putem învăța împreună. În Deuteronom, capitolul 5, aici găsim oftatul lui Dumnezeu și aș vrea să urmărim câteva linii uh, de gândire din acest uh, capitol incredibil de bogat. Vă spun într-o mică paranteză că uh, m-am întors din Mexic cu gândul de a pregăti uh, și de a fi pregătit de Bunul Dumnezeu pentru o serie legată de cele 10 cuvinte spuse pe munte de însuși Domnul. Este un eveniment uh, uh, cosmic, aș spune, de proporții cosmice și care care, de fapt, arată că pământul acesta nu este liber, adică pierdut, ci este parte. De Evrei, capitolul 11: Nu v-ați apropia de. nu sunteți radical liber prin universul acesta, ci voi sunt Biserica, este parte din mulțimea celor. În întâi născuți din mulțimea în sărbătoarea, îngerilor, a înger, a a lume, totul este legat în Domnul Hristos. Dumnezeu a vrut în el să aducă în armonie toate aceste lucruri și aceasta se întâmplă cu noi. Și după ce am fost, vă rog să chiar revin, să spuneți o mică rugăciune în direcția aceasta, să-mi ajute bunul Dumnezeu să pot să așez pe ecran aceste zece cuvinte spuse pe cruce în limbajul generației noastre și al timpului pe care îl trăim și al tinerilor noștri, al copilor noștri și al lumii noastre cu confruntările și problemele ei. După ce au fost predate cele zece cuvinte de pe munte, atunci în, Matei, în Deuteronom 5 cu 27, poporul lui Dumnezeu, oamenii care au fost martor oculari, care au trăit acest moment, ei spun în versetul 24, iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului astăzi, am văzut pe Dumnezeu, am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii, am văzut, am trăit lucrul acesta. De obicei ei se îndoiau totdeauna de Moise pentru că el intermedia Experiența cu Dumnezeu, acum ei sunt confruntați personal cu experiența cu Dumnezeu, cum ni se întâmplă și nouă, sau cum uh, uh, Anthony Flew, despre care menționam uh, acest uh, notoriu ateu, este confruntat cu realitatea prezenței lui Dumnezeu și se supune. Poporul acesta care acuza continuu pe Moise, tu ne-ai scos, tu ne uh, uh, continuu, continuu cârteau împotriva lui și împotriva lui Dumnezeu, a trăiește experiența aceasta și ei spuneam, văzut cu ochii noștri lucrul acesta. Și în versetul 26 ei apreciază enorm așa ceva. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu? Cine este omul acela? Adică au, au prețuit cum nu se poate. În lumina aceasta și-au dat seama de starea lor atât de decăzută și a văzut că decăderea nu este în Dumnezeu, cum scria în articolul ăsta, sunt furia pe Dumnezeu. Trebuie să fim înfuriați pe păcat, pe noi, pe, de, din altă parte, nu de la Dumnezeu. Vine așa ceva, un vrăjmaș asemănat așa ceva. Iubiții mei, după ce ei manifestă adânca lor umilința asemănătoare, sutașului roman care spune nu, nu sunt vrednic să vii în, în, casa mea, te rog, trimite numai cuvântul tău acolo. Atât trebuie și m-am gândit de multe ori la, la expresia acestui sutaș roman și la expresia poporului de aici care spune nu mai vorbi direct, Doamne, nu, nu pentru că nu ești iubit și nu pentru că, din potrivă, Ești prea iubit, am văzut, am trăit, am înțeles, dar nu, nu, nu suntem vrednici. Nu, nu ne vorbi nou. Spune-i lui, că acum, acum avem încredere, spune-i lui, lui Moise și el să ne spună nou. Nu sunt vrednic să intri în casa mea, trimite numai e, cuvântul tău. Acesta era mesajul pe care ei l-au spus. Este confirmat lucrul acesta în versetul 21. În care Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus, spune Moise, și Domnul mi-a zis: Am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta, tot ce au zis este bine. Acum Dumnezeu oftează. Versetul 29: Oh, dar rămâne ei cu aceeași inimă. Era o inimă nemaipomenit de bună. O, de -a rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele. De ce, Doamne, ai nevoie de vreo armată care să te asculte, să se teamă de tine, cum am auzit bat de unezi zi bătându-și joc de Dumnezeu care are nevoie de sluj, de sclav, de fel de fel. Ce demon era în el sărmanul? Nu. Dumnezeu nu vorbește pentru așa ceva, ci din potrivă spune: O, de a rămâne ei cu aceeași inimă, să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele. De ce? Ca să fie fericiți e pentru ei. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de mâini care să-l slujească. A spus clar Pavel pe înălțimile lui Marte lucrul acesta. Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești. Iisus a subliniat aceasta. Fiul lumii n-a venit să-i se slujească ci El să slujească și să-și dea viața. Este petos de ceea ce... Însă noi am rămas încă în întunericul păgânismului, confundând pe Dumnezeu cu unul din idolii de unde am venit noi. Și ca ei să fie fericiți, atenție, nu pentru viața aceasta doar, ci să fie fericiți pe vecie, referire la viața veșnică, ei și copiii lor. Acesta era oful lui Dumnezeu. Och, de a rămâne ei cu aceeași inimă. El știa că noi suntem instabili emoțional. El știa că avem momente de credincioșie, momente de înălțare sufletească și apoi momente de prăbușire sufletească, momente de iubire și imediat momente de ură, de revoltă. De el știe lucrul acest, acest roller coaster, acest up and down, când sus, când jos, când pe munte, când în vale, emoțional vorbind și el spune lucrul acesta, ofului lui Dumnezeu, al fericitului Dumnezeu, o, dar înțelege ei importanța perseverenței emoționale, de a rămâne ei totdeauna pe munte, fie în credință, fie în relațiile dintre oameni, fie în curăție sufletească pe munte, nu în vale, acolo unde este întuneric și umbra morții. O, de a rămâne ei cu aceeași inimă, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Dacă într-adevăr noi iubim pe copiii noștri, atunci va trebui să-i conducem la izvoarele acestea. Pentru că, indiferent ce altceva vom face, este sub nivelul acesta al fericirii pe vecie despre care vorbește Dumnezeu. Ca familia ta, copiii tăi, fetele, băieții, tinerii noștri din biserică să fie fericiți pe vecie. Acesta este cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu. Condiția este o de a rămâne ei cu o inimă constantă, cum citim noi despre Mântuitorul nostru Hristos Isus. Este o carte pe care o recomand tuturor, se numește Hristos Lumina Lumii sau cum avem aici The Desire of Ages. Acolo spune despre el că Inima lui era constantă, fie suflatare, fie sub jocură, inima lui rămânea constantă. E ca un fel de stabilizator, de acesta, care aveam noi în țară, că pica tensiunea când sudau vecinii și pica tensiunea și aveam stabilizator la, la televiziune și curentul era continuu, pentru că eram legați de stabilizator. De ce avem noi acest căzut munte vale emoțional? Pentru că nu suntem legați de acela care este. Același ieri, azi și în veci, și în care nu este schimbare și nici umbră de mutare. Dacă suntem conectați acolo, indiferent pe unde trecem, inima noastră trebuie să rămână constantă în legătură cu Dumnezeu, nu în legătură cu situația prin care trecem sau cu persoane sau cu diferite lucruri, împrejurări și așa mai departe. Inima noastră este legată de El mi-aduc aminte de acest ofițer iubitor de Dumnezeu din timpul serviciului militar al meu de la Târgoviște, acest ofițer care iubea pe Dumnezeu și mereu mă chema, zicea că mă închetează, mă, nu mă încheta. Omul acesta nu se mai sătura să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi a spus așa cu o emoție adânc acele cuvinte pe care le-a menționat, tu dai raportul în altă parte, tu ești legat de altcineva. De... Și a mărturisit că așa este și că acela care dă raportul lui Dumnezeu este cel mai credincios dintre Militar sau dintre slujitori, indiferent ce este omul acela care, care dă raportul lui Dumnezeu. Și la aceasta suntem noi chemați, o de a rămâne ei cu aceeași inimă. Cu aceeași inimă nu se poate rămâne când ești legat de situații, de împrejurări când ai bani ești plin de curaj, unul nu poate să meargă la amvon fără să aibă niște bani în buzunar ca să se simtă sigur și așa mai departe, sau să-și ia o jucărioare din acestea, mașinuțe, căsuțe, tot felul de lucruri de astea și atunci se simte mai în siguranță și toată viața acumulează ca să, și aibă această siguranță, după aia când a acumulat pământul își pierde siguranța, își pune lacăte, pune sisteme de supraveghere și așa. Nu, nu, nu domeniul ăsta nu se poate Trăi cu aceeași inimă. Singura cale pe care se poate trăi cu aceeași inimă, o inimă dată de bunul Dumnezeu, este atunci când rămânem în prezența și în legătura cu El, este conectată cu El, nu cu ceea ce este uh, trecător. Ah, dar rămâne ei cu aceeași inimă. Noi avem momente în care suntem teribil de revoltați împotriva răului și noi nu am comite răul acela pentru nimic. Lumea avem o inimă care nu în care nu e loc pentru răul acela. E, altă dată nu mai e la fel. Altă dată nu mai este la fel. Inima se schimbă și Răul de bine cât de cât acceptabil. Îmi aduc aminte de fica mea. A venit lângă mine când trăgeam capse cu bolțuri în beton și atunci a stupat urechile și mi-a spus, zice, este cel mai groaznic zgomot care l-am auzit în viața mea. Puneam o podea la casa noastră. Și după aceea am văzut cum scotea ușor degetele din urechi și până la urmă n-am mai ținut degetele în urechi. Eu continuam să trag bolțuri în, în beton și ea mi-a spus, zice, nu e chiar atât de rău până la urmă. S-a adaptat deja în câteva clipe și așa suntem noi, oripilați, îngroziți de rău, cum e posibil să se întâmple așa ceva? Și totuși noi aceiași oameni suntem care facem lucrul ăsta nu l-am văzut pe David în situația asta, când a auzit povestea aceea cu mielușaua omului și cu lacomul acela care avea o turmă de oi și ea trăia, a treia mielușaua s-a indignat teribil și a spus, omul ăsta nu merită să trească. Ești chiar tu, i-a spus profetul Nathan, omul acesta ești tu. O, oh, dar rămâne ei cu aceeași inimă, care niciodată să. Adică, răul este rău. Și apoi, dar rămâne cu aceeași inimă față de toate păcatele și toate relele. Sunt păcate pe care nu le-am comite în veci vecilor. nici cu gândul. Ceea ce se întâmplă în familii, ființe abuzate în propriile lor familii. Noi am stat, am stat departe cu sufletul. Am spune moartea mai bine decât dezonorarea lui Dumnezeu prin așa ceva și am rămâne pur și simplu străin de așa ceva. E, e, pentru un anume păcat, așa am fi, dar pentru altul nu suntem, nu avem aceeași inimă. Asta ni se pare cât de cât acceptabil. Și de a rămâne noi cu aceeași inimă în toate împrejurările. Venim la slujbă, la biserică, ascultăm cuvântul, vai ce înălțare, sufletească, a fost o frumusețe la noi la biserică. Minunat! Dar Oh, acum s-a schimbat. Nu trebuie. Inima trebuie, dar rămâne ei cu aceeași inimă cu care au fost când au ascultat Evanghelia sau Cuvântul și au fost atinși în suflet, dar rămâne ei cu aceeași inimă. O, de-am trata cu aceeași inimă tot răul și tot binele, un bine mi se pare extraordinar și un alt bine, nu e cine știe ce. O, de-am fi cu aceeași inimă în ce privește binele, aceasta vrea să spună bunul Dumnezeu, dacă am fi cu aceeași inimă. Și chemarea cuvântul acesta lui Dumnezeu nu este un simplu oftat ca al nostru, of, când n-am putere, n-am cu ce, n-am cu. Nu, nu, Dumnezeu când oftează oferă această posibilitate. Și David și-a dat seama că inima lui așa este. Unele rele sunt foarte rele și nu le face, unele bune sunt mai, mai puțin bune și atunci el se roagă în psalmul 119, versetul 80, inima să-mi fie neîmpărțită în slujirea ta. dă mi aceeași inimă în slujirea ta totdeauna. Și când sunt binecuvântat și când sunt înjurat, blestemat, drăcuit, înjosit, indiferent prin ce trec în viața mea, dăm totdeauna aceeași inimă care să fie legată de tine. Am uh, văzut în viața mea personală și în viața noastră a tuturor, după mulți ani de slujire în felul acesta, am văzut că tendința de a reveni la Vechea albie, e acolo, nu pleacă niciodată. Indiferent cât de, de înălțătoare ar fi o împrejurare, un moment sau experiența noastră cu Dumnezeu, cum a fost la cele 10 porunci, la darea legii și. Uh, orică, există noi tendința aceasta de a veni înapoi la vechea albie. Ba? suntem ca și persoanele care au fost sub droguri ele toată viața sau sub pornografii, sub spurcăciuni sexuale de tot felul. În momentul în care oamenii aceștia încearcă să se îndrepte, sunt toată viața, toată viața vor trebui să lupte împotriva tendinței acestea care este. Văd în mine altă lege, spune Pavel, e clar, mă, încearcă să mă tragă înapoi. Dar Dumnezeu spune, o, de -ai rămâne cu aceeași inimă. Și atunci noi înălțăm rugăciunea aceasta către bunul Dumnezeu. Doamne, dă-ne totdeauna această inimă, Ați văzut cum au dă-ne totdeauna această pâine, dă-ne totdeauna această apă, dar dă-ne totdeauna această inimă. Ajută-ne să fim perseverenți în ce privește inima aceasta a lui Dumnezeu. Cum putem să avem, ce să facem ca să săvârșim, să avem o astfel de inimă, se întreabă oamenii să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Nu trebuie să faci nimic, trebuie să primești și cineva îmi spunea cum explicați un lucru acesta, i-am scris înapoi, nu e nevoie să explicăm nimic, e nevoie să primim explicația pe care ne-a dat-o Dumnezeu în cuvântul lui și atunci, sigur că în momentul când Iisus le-a spus lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este să credeți în acela pe care l-a trimis el lor, li s-a părut ceva simplistic ceva broznic, cât la îngânfarea lor, un așa răspuns era nimic, nu am Mers. Dar aici este la fel. Doamne, dă-ne totdeauna această inimă. Și uitați că lucrul acesta este, de fapt, centrul, conținutul noului legământ. Eu îți voi da această inimă. Întrebarea nu este cum să ai aceasta, de unde să o ai, ci dacă o primești. Aceasta este întrebarea. Și în Ieremia 32, versetul 40, voi încheia cu ei un legământ veșnic. Legământ nu e contract, ci e promisiunea unilaterală a lui Dumnezeu. Eu voi face treaba asta pentru tine. Tu primești sau respingi. Eu voi încheia cu ei un legământ veșnic, că, că nu mă voi mai întoarce niciodată de la ei, ci le voi face bine și, atenție, le voi pune în inimă frica de...